Hei, la mulți ani, Brad Heather aici. Ce mai faceți? Filmulețul ăsta cred că trebuia să-l fac acum foarte mult timp. Care e definiția armei albe? Ce înseamnă armă albă? Sunt sigur că mulți dintre voi sunteți curioși și v-ați pus întrebarea asta. Ei bine, arma albă este definită în legea 295/2004, adică în legea armelor și munițiilor. Și nu e definită simplu armă albă, ci e definită armă albă cu lamă. Dacă există și arme albe fără lame, lăsați-mi un mesaj privat pe pagină. Poate sunt prost și nu știu. V-am spus, nu le știu pe toate. Bun, da, definiția armei albe cu lame este următoarea. Armă care îndeplinește următoarele criterii. Lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său. Cacofonia îi aparține legiuitorului, nu mie. Are tăiș dublu pe toată lungimea sa. Lungimea este mai mare de 15 cm. Lățimea, nu grosimea, da? Lățimea este mai mare sau egală cu 4 cm și are un mâner prevăzut cu gardă. Dacă vă întrebați dacă aceste criterii trebuie îndeplinite cumulativ sau separat, răspunsul meu, opinia mea, este că trebuie îndeplinite cumulativ. De ce? Pentru că face trimitere la criterii, da? După cum sună exprimat, după cum este folosită această exprimare. Armă care îndeplinește următoarele criterii. Bam, 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 bam. 5 criterii, da? Bun. Hai să le explicăm un pic. Lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său. Înclin să cred că aici se încadrează briceagul. Bun. Beu, să fie solidară cu mânerul, îmi pare rău, la ora asta nu vine în cap nicio idee să vă explic. Iertați-mă, trecem mai departe. Altă întrebare. Are tăiș dublu pe toată lungimea sa. Da, asta e o condiție impusă de legiuitor, dar un cuțit care are tăiș doar pe o singură parte, care are tăiș doar pe o singură parte a lamei, tot arma albă va fi considerată. Dacă nu mă credeți, nu știu, luați un cuțit după voi și mergeți la poliție cu el și întrebați-i pe ea. Sau mergeți la un sediu de jandarmi și întrebați-i pe ea. Lungimea este mai mare de 15 cm. Știu, veți spune, păi și dacă e mai mică de 15 cm, tot arma albă este, credeți-mă. Bun, deci este vorba de lungimea armei albe cu lamă, da? Nu lungimea lamei. Știu că mulți vă știați de la legea 61, că acolo spunea, domnule, să aibă o lamă, să aibă lama cu lungime de cel puțin nu știu câți centimetri. Acum este vorba de lungimea totală. Da? Deci lungimea armei albe, de aici rezultă că e vorba de lungimea totală a armei albe, da? Să fie mai mare de 15 cm. Lățimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm. Da? Deci cu 4 mm lățimea. Are un mâner prevăzut cu gardă. Tipurile de gardă pe mâner, la un cuțit, la o armă albă, variază. Da? Deci voi vă gândiți la un cuțit, un briceag, vă gândiți la... Sunt cuțite care au rozetă pe mâner, da? Gândiți-vă la mânerul unei săbii, mânerul unei macete, da? Deci, cum v-am spus, ele variază. Bun. Încă o dată o spun, debarasați-vă de ce cunoștințe aveați voi din vechea lege 61/1991. Aia acum a rămas pur contravențională. Infracțiunile și mai ales referirile la armele albe din legea 61 au fost mutate în articolul 372 Cod Penal. Da? Și dacă mi-ați urmărit filmulețele sau cel puțin filmulețul în care am explicat unde poți purta cuțitul, ați observat că am explicat articolul 372 Cod Penal. Și de asemenea am și explicat pe îndelete și pe înțelesul tuturor toate condițiile în care poți purta, în care este interzis, îmi cer scuze, respectiv să folosești sau să porți asupra ta obiecte periculoase. Obiecte periculoase din înțelesul legii, după cum sunt ele definite acolo. Bun. Și acum o întâmplare, să vă povestesc o întâmplare din punctul meu de vedere, tragică, pentru că secretul fericirii să nu te contrazici cu anumite categorii de persoane. Și, bine, asta e un citat.
oarecum tristă, tot din punctul meu de vedere, pentru că, în primul rând, am pretenția, este greșeala mea, eu greșesc, deoarece aștept o anumită reacție, am anumite așteptări de la oameni din jur, din păcate, nu de cel mai multe ori mă dezamăgesc și nu primesc ceea ce așteptam. Și al doilea motiv e că, din păcate, da, oameni din ăștia chiar sunt în jurul nostru. Adică, în momentul în care nu ai treabă cu nimeni, nu-ți dai, nici nu te interesează. Doi bani, nu dai cât de inteligent sau cât îl duce capul pe cel de lângă tine. Dar în momentul în care interacționezi cu el și ai de-a face cu el, îți dai seama și, din punctul meu de vedere, e de plâns, nu e de râs. În fine, hai să vă povestesc. Eram pe Facebook. Parcă zici că eram, a fost odată ca niciodată. Eram pe Facebook, am găsit un grup despre EDC, Everyday Carry, da? Adică un grup în care teoretic, se dorește postarea de fotografii sau de imagini, de informații cu privire la armele de foc, armele albe pe care le porți asupra ta zi de zi, în scop de autoapărare, în scop de supraviețuire, etc. Bun, și cineva postase o întrebare, din punctul meu de vedere pertinentă, postaseră două ciocane, unul de bătut carnea cu el și altul era un ciocan pentru ateliere de mecanică. Și băiatul respectiv a pus o întrebare, repet, pertinentă din punctul meu de vedere și foarte bună: domnule, dacă ciocanele astea pot fi considerate arme sau obiecte periculoase în înțelesul articolului 372 Cod Penal? Și erau câțiva membri din grupul respectiv care și-au dat cu părere. La un moment dat am atașat linkul filmulețului meu de pe YouTube în încercarea să-i ajut. Zic, păi ok, hai că poate vă ajută chestia asta. Reacțiile, din păcate pentru mine, m-am mâncat în cur, sincer să mă bag în seamă, reacțiile au fost de luare în derâdere, ironice, la adresa mea, etc. Și chiar mă certase unul dintre membri că de ce m-a certat pentru că am dezactivat comentariile pe YouTube. Da, le-am dezactivat din motive personale pe care nu doresc să le împărtășesc. Bun, și respectivul care m-a și certat că nu mai am comentariile activate pe YouTube, a fost de părere că mănânc borș, că spun niște aberații în filmuleț. În fine, chestia asta m-a făcut să mă simt prost pentru că aveam pretenția să se bucure de ajutorul meu. Din păcate, na. Oricum, îmi asum, vina este a mea, m-am băgat în seamă și na, nu poți face binele cu forța. Da, se pare că, ce puțin pe Facebook, toată lumea este, to toți sunt juriști, toți sunt judecători, procurori, toți sunt medici, toți sunt academicieni, toți sunt oameni de știință, doctori, masteranzi, doctoranzi, absolvenți de diverse universități. Și se pare că nu sunt, eu sunt undeva foarte, foarte jos în comparație cu ei. Secretul fericirii, știți că era o fază pe Facebook. Maestre, care e secretul fericirii? Să nu te contrazici cu proști. Dragii mei, ce să vă zic, aveți foarte mare dreptate. Tot ce spuneți este adevărat. Așa este cum spuneți voi. Bun. Trecând, închid paranteza. Sper că, îmi cer scuze încă o dată că am venit atât de târziu cu această explicație la ceea ce înseamnă armă albă, culamă. Bun. Acum, ca să înțeleagă și mai multă lume, arme albe sunt considerate orice obiecte care au lamă. Dând la o parte cuțitele, săbile, macetele, bun. Ai un topor, e armă albă. Ai o lopată. Ai o coasă, ai un târnacop, ai un, cred că și ciocan. Nu, ciocanul e obiect contundent. Hârleț. Da? Pot fi considerate, unele din ele pot fi considerate arme albe. Deci, toporul, coasa, evident, sunt arme albe. De ce? Datorită acelei bucăți de metal. Când vine vorba de ciocan, de târnacop și alte asemenea instrumente,
Problema este, se naște o mică, ușoară, o mică problemă. Dom'le, sunt considerate, pot fi considerate arme albe sau obiecte contundente. Și una și alta. În momentul în care ataci pe cineva, eu consider că te folosești de acel obiect, nu pe, pe post de obiect contundent, ci pe post de armă albă. Pentru că poți ucide cu el, da? Deci dacă iei un târnacop și ataci o persoană, târnacopul, unul nou, este ascuțit, da? Deci este un obiect care poate ucide, poate vătăma, da? Dacă este târnacopul, dacă este ascuțit și lovești cu partea subțire, ascuțită, dar nu cu partea lată, oriunde lovești, poți ucide acea persoană, mai puțin membrele, evident. Dacă lovești la cap, nu se pune problemă. Dacă lovești în zona toracelui sau în zona abdominală, îi poți perfora inima, îi poți perfora plămânul sau orice alt organ, îi poți perfora intestinele, îi poți atinge artera abdominală și ăla să moară ca urmare a hemoragiei interne. Da? Deci este letal. Bine, și la picior poți să-i secționezi artera femorală și ăla moare în câteva minute, 2-3 maximum, e deja de-aia eu le-aș considera arme albe. Asta a fost explicația. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Nu uitați, care e secretul fericirii, glumesc. Toată lumea are dreptul la opinie. În schimb, este foarte deranjant atunci când tu te pricepi pe un domeniu și vine cineva și te contrazice. Spune, nu, domnule, nu e așa. Ce spui tu, spui prostii. E foarte deranjant. Mie cel puțin îmi place să nu mă bag pe domeniul altuia. Îmi place să pun întrebări dacă vreau să învăț. Încerc să gândesc întrebările astfel încât să nu sune chiar penibile, să nu fac nici pe respectiv să se simtă prost sau să-i ofer o senzație nasoală răspunzându-mi. Și îmi place să gândesc un pic, să gândesc la modul matur întrebarea și ulterior să eu adresez celui de la care vreau să învăț. Dar, încă astea sunt niște chestiuni lipsite de importanță. Până la data viitoare, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Broadhead am fost eu, gazda noastră în această seară, în acest filmuleț și dacă voi aveți cunoștințe de arme albe fără lamă, lăsați-mi și mie, luminați-mă și pe mine, vă rog, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook cu același nume, Broadheader, și dacă mai aveți curiozități, nelămuriri, pagina de Facebook, mesageria privată a paginii de Facebook vă stă la dispoziție. Câțiva dintre voi, în ultima perioadă, în ultimele 2-3 luni de zile, au îndrăznit și mi-au scris, le-am răspuns cu mare plăcere, chiar mulți dintre ei au fost uimiți de fapt că ne-am răspuns. Nu știu dacă am mai spus-o, dacă am mai spus-o mă repet, dacă nu e pentru prima dată. Motivul principal pentru care am făcut canalul de YouTube și am creat și pagina de Facebook, motivul principal pentru care creez content de pe YouTube, este să vin în ajutorul vostru, în ajutorul populației. De ce? Una este să fii închis, da? Să trăiești închis și să nu ai acces la informație și alta e să ai acces la informație și să nu vrei. Eu doresc să ofer informația celui care dorește să o primească, celui care dorește să asculte. Și vreau să informez populația, îmi place să informez lumea. Mi-ar plăcea să existe pe YouTube-ul din România sau pe orice altă platformă online de mediatizare, de filmulețe unde să postezi materiale, video, foto, etc. Să existe și alte persoane care fac chestia asta. Mi-ar plăcea să existe din domeniul medical. Da? Un medic, un doctor. Am văzut la americani. Există, da? Un chirurg. Un medic care să explice, domnule, uite, dacă pățești chestia asta, trebuie să faci așa. Dacă îți rup piciorul, ai fractură deschisă, trebuie să iei primele măsuri astea. Dacă faci roșu în gât, trebuie să faci chestia asta la altă. Nu știu. Tâmplari, sculeri, matrițeri, orice altă meserie să vină oamenii să explice. De ce? Știu, e mult mai ușor să înveți din auzite, da? Să întrebi în stânga și în dreapta decât să citești cărți. Dar cei care au citit cărți vin și vi le expun, vă explică ce au citit în ele. Dar, în ce mă privește, nu o să vă explic și nu o să vă spun niciodată foarte multe detalii. Nu o să vă dau foarte multe detalii, nu o să vă explic niciodată în amănunci să vă dau mură în gură.
O să vă explic în mare ca să vedeți despre ce este vorba, după care vă fac trimitere la carte să citiți. Citind, învățați. Dacă nu citiți, nu aveți cum să învățați. Este logic. Cum afli o informație despre, nu știu, o bârfă, da? Citind. Deci îți scrie Ana pe Facebook: fată, ai văzut cu cine s-a cuplat Maria? Nu fată cu cine. Cu Gigel. Gigel ăla plin de bani care are Mustang. Dau un exemplu. Da? E, cum poți afla această informație altfel decât citind ce mesaj ți-a scris prietena? Logic, nu? Dacă nu citești, n-ai cum să afli. Da? Degeaba îți scrie aia dacă tu nu citești mesajul. Hai, gata cu predica. Deja filmulețul e mult prea lung și nu știu câți dintre voi o să vă uitați până la final. Da. Ați înțeles și aveți de făcut până la data viitoare. V-am lăsat. Salut, doamnește, ceau!